Secetă, producătorii de fructe din raionul Ștefan Vod au reușit să se reorienteze și să investească în tehnologie, inovație, dar și metodele clasice de irigare. Ion Grigorev din satul Căplain, raionul Ștefan Vod, are o livadă de 20 de hectare de persic. După ce câțiva ani la rând recolta a fost compromisă din cauza căldurilor extrem de mari, dar și a lipsei de umiditate din sol, în 2024, bărbatul și-a pus în funcțiune tractoarele pline cu cisterne de apă și a udat livada de câteva ori, astfel încât persicul să rodească din abundență și să producă cele mai gustoase fructe. Datorită acestui fapt, fermierul se laudă că în 2024 a reușit să strângă până la 18 tone de fructe la hectar. Roada a fost foarte bogată anul ăsta. Necădând la faptul că seceta ne-a adus dureri de cap foarte mari, dar în general recolta e foarte calitativă. Da, între 10 și 15 tone la hectar, indiferent din hectarin, persic. Anul trecut 8 tone a fost. Și nu calitativă, da. Noi probleme cu realizarea n-am avut niciodată. Noi suntem în apropiere cu Ucraina și practic persicul moldovenesc e foarte solicitat. Și la Ucraina și în România, probleme cu comercializarea nu avem. În acest an, persicii de la Căplain sunt mai frumoși ca niciodată din cauza temperaturilor ridicate. Aceștia au rodit cu 3 săptămâni mai devreme. Primele fructe au fost recoltate pe 2 iunie și de atunci, săptămânal, lăzile sunt umplute. La noi, la irigare, de bada. Și dacă nu era, atunci era? Dacă nu era, era problemă. Da, așa, la irigare și totul de curs bine. Da, anul ăsta roada e bună, nici nu-ți poate spus altceva. Dacă este lume cu ce să recoltezi, tractoare sunt, fertilitanți sunt, tot este, mă rog. Astăzi, livada lui Nea Ion e plină cu oameni. De la 5 dimineața, bărbatul adună muncitori din diferite sate ale raionului pentru a strânge fructele numai bune de pus în farfurie. La ora 4 sculat, când mai am prin prejurul căsă ceva și pe urmă vin în coași pe răcoare și îmi mușim. Sunteți? Ștefan Vod de voluntari. Noi ieșim de acasă la ora 5, dar ajungem aici la 6. Până la ce oară lucrați? Până la 1. Nu știu cum. Dacă dai din mâine, e ușor pe tot locul. Dar lucrăm cât om putie. Aceste tinere muncesc vara pentru a-și aduna un ban pentru școală. Spun că deja au intrat la studii în capitală, iar pentru a-și ajuta părinții, muncesc de cu zor. Pentru ca să-mi deplinesc scopurile la care părinții poate nu-și pot permite, ca să-mi realizez unele dorințe. Sincer, dovedesc și să fac bani și să mă odihnesc, deoarece nu este toată ziua, este până la ora 1 și de la ora 1 deja sunt liberă. Fiecare zi culeg în chersași, rup din copac și așez așa frumușală în lădiță. Care alegi? Pe cei mai copți, pe cei mai verzi? Pe cei mai copți, cei mai frumoși, care spate de la vânzare. E mai ușor părinților să intre la un colegiu pentru mine. Fermierii afirmă că toată producția este vândută pe piața internă. Cererea e mare, spun producătorii agricoli, care afirmă că săptămâna curentă încheie culesul. Ne place așa frumusețea și îmi place cât iese de muncă. Poți să fie și până la 2, și până la 3. Cum facem asta, tot muncim pentru noi. Vă reamintim că raionul Ștefan Vod are cele mai multe livezi de piersic din țară, cu aproximativ 100 de hectare de livadă în rod și 14 agenți economici.